expresii. Cum e din nou la treabă după o scurtă pauză? Da, așa este. A fost o pauză destul de scurtă. Pornim cu încredere pregătirea și noul campionat. Avem așteptări foarte mari, sperăm să nu dezamăgim. Sincer, cum vezi acest proiect? Este un proiect care am încredere. Acum 3 ani de zile am fost la Craiova, aceeași situație s-a întâmplat, deși s-a pornit mai greu. Am terminat pe locul 5 atunci. Am încredere că o să formăm un colectiv unit și să pornim chiar mai bine decât am început acum 3 ani. Am experiența acumulată și sperăm să învățăm. Sper să nu mai facem, să nu facem niște greșeli pe care mai târziu să ne pară rău. Lotul cum e? La prima vedere, foarte multe noutăți, un minus la capitolul omogenitate. Da, așa este, am pierdut din omogenitate. Trebuie să avem încredere, este destul de greu acum pentru început, pentru că este perioada de acumulări, să ne facem o impresie. Trebuie să avem încredere neapărat în proiectul ăsta, pentru că o să avem numai de câștigat. Suporterilor ce le transmiți de aici, din Tiraspol? Să fie alături de noi, noi o să muncim să oferim cât mai multe satisfacții.